în numeroase limbi, cărțile Doinei Ruști s-au bucurat întotdeauna de critici pozitive și de recenzii laudative. Specialistă în simbologie, profesoară la Universitatea din București și scenaristă, Doina Ruști este în seara aceasta alături de noi pentru a ne povesti despre cea mai recentă lansare de carte de care s-a bucurat la Bookfest. Bună seara! Mulțumesc foarte mult din nou pentru prezență! Bună seara și bine de am regăsit! Mare succes mare la Bookfest! <laughs> da, cum e? Ce sentiment vă încearcă atunci când știți că sunteți unul dintre cei mai căutați autori ai acestei ediții? Am să las modestia deoparte. Absolut, dar nici nu e cazul. Și am să spun că a fost un sentiment copleșitor. Mi s-a părut că oamenii pe care i-am chemat au răspuns la chemare. Asta se întâmplă când ai un mic succes de da? păi, unul ca ăsta, pentru că nu mă așteptam să fiu un topul vânzărilor de la Bookfest. Dar de ce nu vă așteptați? Adică... Sunt multe cărți străine, așa. lumea citește literatură străină și sigur că literatura română e așa, mai la coadă. Nu mă așteptam să fiu printre Iată cărțile că lucrurile foarte încep vândute. Să se schimbe. Da, lucrurile încep să se schimbe și cred că asta se datorează lumii fanariote. Ea m-a salvat, e o lume colorată și, într-un fel, în perioada asta în care trăim, toți simțim nevoia să ne bucurăm puțin... Și să intrăm într un univers colorat. Hai să vorbim puțin despre Lizoanca la 11 ani. Și nu neapărat despre Lizoanca la 11 ani, ci despre relansarea acestei cărți și ce, ce a adus nou această relansare. Asta a fost încă o bucurie la Bookfest, pentru că Lizoanca este primul roman Hai să arătăm din la cameră. seria de autori. Așa. Mulțumesc. Uite uh. aici. Da, și bineînțeles că nu numai că m-am bucurat, dar este ceea ce speră orice scriitor ca la un moment dat să aibă o serie de autor, să fie cu, reedita cu toată opera și opera mea a început să fie uh, pusă în, acest, uh, în această colecție, începând cu Lizoanca. E o ediție critică, n-am mai avut până acum o astfel de ediție cu o confesiune cu o prefață amplă și consistentă, cu semnată de Pompilia Chifu, cu critice, cu aparat critic, mă rog, cum era pe vremuri, cu nota redacției, știi? Da, mai ții da, minte? Cum? Da, exact. Așa. Și este uimitor că, în primul rând, am mai ținut de multă vreme în mână o carte contemporană de proză contemporană care să aibă aparat critic. Și asta mi s-a părut revelator, m-am bucurat enorm și sigur este cred că a 10a ediție, dacă le pun la socoteală și pe cele traduse și pe cele apărute în alte limbi și într-un fel așa e, este o aniversare dublă, a 10a ediție și seria de autor. De ce ați denumit o un raport asupra vieții ce e cu raportul ăsta asupra vieții? Da. Mi s-a cerut, mi s-au cerut mai multe date pentru a se alcătui acea biografie care există de obicei în astfel de ediții critice și conține o astfel de de, de biografie și pentru asta am, am dat câteva date, am făcut trimitere pe net pe unde mai erau diverse date biografice, dar este prima oară când apare într o carte, când apare de fapt o biografie cu date personale despre căsătorii, despre viața mea, despre care n-am vorbit până acum. Pentru că, într-o astfel de ediție, de regulă, biografia este amplă și este cu, și cu astfel de amănunte. Ei, nu chiar din alea fără șalvar, dar. Așa, așa. Da, atât cât s-a putut. Și. În sensul ăsta, am denuit, așa un fel de raport asupra vieții. Asupra vieții. Ați scris pe o rețea socială că în această carte reeditată apare și o confesiune a dumneavoastră special pentru această ediție, dar și un epilog. Da. Despre ce e vorba? Inițial, în 2009, când a apărut romanul, arăta altfel, aveam o încheiere și eram în alte timpuri atunci editoarea m-a rugat să ajustez un pic finalul și mi-a rămas partea aia de, de final pe care o concepusem atunci și am tot vrut să public să fac ceva cu ea să uh, intre într-un film și anii au trecut cum se s -a întâmplă și, și nu s-a întâmplat nimic și acum găsind, regăsind acel fișier și amintindu-mi de uh, de o întâlnire cu Nicolae Breban Așa. am scris această confesiune într-un fel pentru a introduce epilogul 2, care se află la sfârșitul cărții, ca un fel de anexă la acest roman. Haideți să vorbim puțin despre premii. Nu puține, dar printre ele se numără așa premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România și premiul Ion Creangă al Academiei Române. Aș vrea să știu ce s-a schimbat în urma acestor premii. S-a schimbat ceva? Da, bine, în primul rând că erau alte timpuri atunci și și vârsta mea era alta. Un premiu contează când ești tânăr. După aceea, atât, mă rog, te blazezi, da, după aceea nu prea mai contează, ești mă rog <gătă> ai alte priorități, vrei să scrii acel roman. Nu care... mai contează pentru tine, da, dar contează să... pentru ceilalți, nu? Poate că da, poate, poate contează. În tot cazul, astăzi nu, eu n-am mai luat un premiu de multă vreme, deci nu mai știu cum merg lucrurile. Cred că am luat atunci unul după altul, trei ani mm. la rând, cam așa ceva, la debut și pe aceea nu -a mai băgat nimeni în seamă. Eu cred că e cel și... mai mare premiu l-ați luat acum, da, la Bookfest. Și... Faptul Dacă... că sunteți printre cei mai căutați scriitori, cred că e cel mai mare premiu. Ah, da, asta mi se pare și mie. Asta mi se pare că recompensează, într-un fel, munca scriitorului. Să ai cititori reali. Asta este ceea ce își dorește fi orice scriitor și... Eu cred că am, am fost recent într-un turneu în țară, am vorbit cu foarte multă lume și acum la Bookfest m-am întâlnit cu mulți dintre cititorii reale ai cărților mele și care sunt în cunoștință de cauză, care știu nume de personaje, secvențe din carte și asta este satisfacția adevărată și de durata unui scritor. Cum sunt întâlnirile cu cititorii? Pentru mine sunt așa întâlnirile cu familia, pentru că fiecare om cu care mă întâlnesc este legat de o anumită secvență, de un anumit personaj. Și uitându-mă la el, știu precis ce carte a citit. Dar, în fine, în ultima vreme, e din ce în ce mai greu, pentru că, într-adevăr, cărțile mele încep să fie citite, să fie vândute numai departe sunt nebunită acum că nimeni nu mai găsește paturi oculte. Am primit atâtea telefoane încât am hotărât să facem o nouă ediție pentru acest roman pe care îl vor în primul rând elevii de liceu și asta m-a bucurat enorm. Scrieți foarte mult, sunteți și profesoară. Suntem colegi la, la masteratul pentru traducerea textului literar contemporan unde predați Creative Writing, nu? Da, cum, când, când aveți timp să le faceți pe toate? Și vreau să știu dacă timpul liber este timpul acela în care scrieți. Da, scriu de obicei dimineața, dacă despre asta este vorba. Așa. Dar nu, nu fac chiar atât de multe lucruri cum s-ar crede. Țin acest curs, într-un fel de plăcere, o sing un singur semestru, mai în semestru întâi. De asta nu ne-am întâlnit în semestrul ăsta deloc Așa. și uh, îl țin special pentru acei masteranți care vin să-și facă uh, cursul de traductologie. Vor ajunge mulți dintre ei, bineînțeles, traducători de text literar contemporan, dar unii, unii dintre ei vor scrie direct în engleză sau în limba pentru care au venit la Facultatea de Limbi Străine și... Pentru ei mai mult mă duc, pentru că sper ca literatura română să iasă în mod real într-o limbă de circulație internațională. Asta mi se pare. Nu știu, mi se pare obligatoriu. Pentru ei mă duc și merg o dată pe săptămână în Pitar Moș, special așa. pentru acest curs din. Și cum îi învățat să scrie creativ? Adică, ce se întâmplă la cursul acela? Cum se învață să fii creativ? Se poate învăța? Nu, no, categoric nu e vorba, însă acolo despre un curs didactic. Tu știi că este vorba despre un masterat de traductologie Simul. și în introducerea lui, legat de textul literar pe care îl vor traduce mai târziu, practic trecem prin diverse exerciții, prin ateliere de familiarizare cu stilul literar, pentru că mulți traducători traduc fără să aibă grijă de particularitățile operei pe care o traduc de și atunci registre și... da, exact, și atunci Lidia Vianu a venit cu ideea asta că trebuie să avem un astfel de curs, a, a avut imediat succes și de atunci tot țin cursul, de mulți ani nu mai știu de când și îl țin cu pasiune pentru că pornesc de la exercițiile obișnuite care nu te învață să devii creator, ci să eviți diverse greșeli de naratologie, să în fine, înveți mult mai repede că epitetele pot ucide un text, că fără emoție nu poți să scrii. Lucrurile astea uzuale, iar cei care au talent, evident că le vor folosi într-un mod creator mai târziu. Mai avem o carte acolo pe masă despre care am mai vorbit noi odată <laughs> dar e păcat dacă tot ați adus-o să nu mai vorbim un pic despre ea da, uh, ea este cartea cu care am intrat în topul vânzărilor la uh, Bookfest uh, deși și Lizoanca a fost tot pe acolo și în fine este o carte de, de proză scurtă de povestiri din lumea fanariotă, foarte foarte scurte am mai spus și uh, și asta v-a adus premiul cel mare, premiul acela al oamenilor care cumpără cărțile dumneavoastră și mi se pare, repet, cel mai mare premiu. Uite-te aia, deja miroase a flor de tei, ne apropiem de Așa. sărbătoarea teilor și apropo de asta, Bucureștiul a fost mereu un oraș al teilor, chiar exista o stradă, asta se numește Mihai Eminescu și leagă piața romană de, de moșilor, aia, strada aia era de fapt a teilor și uh, îmi imaginez de fiecare dată când scriu parfumul ăsta de, de flori, de tei, uh, care domina Bucureștiul și prin uh, suavele, arome ale teiului, intrând, din buzna, mirosurile de usturoi și de alte <laughs> și, și de grătare. Cam asta este Bucureștiul meu din acest volum. 30 de secunde. Ce urmează pentru doi naruștii? Ce faceți vara asta? Ce scrieți? Scrieți? V-ați propus? Mi-am propus să scriu. Nu, of, încă nu am un plan pentru asta. Scriu un roman autobiografic și probabil că voi continua. Prin toamna ar trebui să-l termin. Uh, un moment important din vara asta pentru care mă pregătesc este 25 iulie, când intenționez să merg la festivalul de filme scurte al elevilor din țară, care se va ține la Brașov. Buvi Film, cam așa ceva, cred că se numește, și unde sunt invitată și abia aștept să îi cunosc pe cei care au făcut filmulețe după paturi oculte. Asta e. Mulțumesc foarte mult, să aveți o vară liniștită și plăcută și la toamnă vă așteptăm aici cu nouă apariție editorială. Mulțumesc foarte mult! <laughs> și eu mulțumesc, la revedere! Continuăm cu un nou volum de poezie semnat de poetul Andrei Novac și lansat la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Amand din Craiova. Lumea ta, carnea mea, oasele noastre, aduce alături de versurile sale și șapte desene special realizate de cunoscutul artist vizual Mircea Cantor. Andrei Novac s-a născut la Târgu Jiu și a debutat cu poezie în volum la doar 17 ani, în anul 2000. De atunci a mai publicat alte șapte volume de poezie inedită, precum și o antologie poetică, pentru că acum să vină cu cea de-a noua carte de versuri intitulată Lumea ta, carnea mea, oasele noastre. Considerat de critica literară o voce puternică, cu miză și cu viziune, poetul nu se ferește de marile teme ale literaturii, precum dragostea, frumusețea sau efemeritatea vieții. E o carte mai mult despre Dumnezeu și despre temele care ne, cum să spun, ne definesc într-un fel pe fiecare dintre noi ca oameni, indiferent că fugim, că le acceptăm, că le refuzăm, cred că până la urmă obligația fiecăruia dintre noi este să ne asumăm lucrurile și să ne împăcăm cumva cu o realitate care este evidentă, iar moartea, dragostea, Dumnezeu sunt parte componentă a vieții noastre. De fapt. Un volum foarte bine primit de critica literară, un volum pe care Autorul a dorit foarte mult să-l pună în mâna cititorului și sub ochii cititorului și aproape de sufletul cititorului prin numeroase lansări de, de carte, cât că este un fel de globtoter, a reușit, în uh, ultimele luni să străbat uh, o bună parte din țară să organizeze lansări de carte, întâlniri cu cititorii. Eu cred că sunt uh, două mari teme, uh, frumusețea, care este înspăimântătoare, așa ca îngerul lui Rilke, este imprevizibilă, este sursă de uimiri continue și timpul care este văzut ca trecere, moarte, destrămare. Pentru Andrei Novac, suferința și spectrul morții care este inevitabile pentru toți sunt consubstanțiale fericirii. Cartea Lumea ta, Carnea mea, Oasele noastre, este un obiect foarte frumos, beneficind de șapte lucrări realizate special de artistul vizual Mircea Cantor. Andrei Novac a mai colaborat și la alte volume de versuri cu artiștii vizuali Sorin Novac, Mihai Gondoiu și Flavia Lupu, considerând că poezia și vizualul se pot completa foarte bine. De Mircea cumva mă leagă o prietenie foarte puternică, e un om care rezonează cumva cu valorile pe care eu le consider vitale pentru fiecare dintre noi. Și propunerea vin din partea lui, un dute vino așa s-a lucrat un an și jumătate până când am definit sub această formă. A, a făcut mai multe desene inițial, a renunțat la unele. Am, cum să spun, am încercat să intrăm fiecare în profunzimile fiecăruia dintre noi ca să, să putem să definim, zic eu, o carte foarte, foarte frumoasă. Vizualitatea trupului feminin este mai degrabă schițată, sugerată, fragmentar. Iar acest lucru consună cu desenele lui Mircea Cantor, care și ele sunt minimaliste și în acest fel ambele tipuri de reprezentare, și poetică, și vizuală, se află într-o armonioasă corespondență, într-o fericită corespondență. Andrei Novac a publicat în majoritatea revistelor de cultură din România, iar câteva dintre volumele sale de versuri au fost traduse și difuzate în țări precum Spania și Franța. Pentru activitatea sa literară a obținut mai multe premii, distincții și nominalizări printre care premiul Mircea Ciobanu acordat de Uniunea Scritorilor din România și premiul pentru poezie al revistei Convorbiri Literare. Manager cultural și diplomat, în prezent este secretar de stat pentru relația cu Institutul Cultural Român și Politici Culturale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Mihai Pienescu este un arhitect român stabilit în Franța, unde a deschis de ani buni un birou de arhitectură care îi poartă numele. E senior editor și cofondator al revistei Arhitext, fiind prezent frecvent în jurile concursurilor de, și bienalelor de arhitectură. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și vorbim despre o carte de arhitectură care, însă, se numește La un moment dat. La, la ce moment dat? din arhitectură vă referiți. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru primirea, invitația în emisiune. La un moment dat, ăsta titlul are două izvoare, să spun așa, unul foarte simplu și pragmatic. La un moment dat fica mea și soția mea au spus măi, adună-ți ce ai mai scris tu așa că e interesant și am zis de ce nu și pe urmă mi-am dat seama am zis, mi-am dat seama că tot ce am scris Practicând arhitectura și gândindu-mă la ce se întâmplă cu arhitectura, am spus, de fapt, eu mă uit la diferite momente ale arhitecturii, începând cu, înaintea, cum să spun, preistoria, urmele arhitecturale, până în zilele noastre. Și sunt niște momente date pe care am încercat să le interconectez și să scot, să zicem, niște idei valabile de transmis. Nu e o carte scrisă doar în limba română. Îmi spuneați mai devreme, este, are pasaje în engleză și în franceză. Da. Cum sunt ele, cum e structurată cartea? Da, am plecat, adică totul a fost scris în română, și gândindu-mă la, cum spune, structura cărții, și am gândit, domnule, unele subiecte sunt ar putea fi, cum să spun, sensibile pentru mentalitatea anglosaxonă și altele pentru cea francofonă sau în zona limbilor latine, să zicem. Și atunci a fost o alegere, practic jumătate din texte sunt traduse, fie în engleză, fie în, 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 în franceză. Un capitol consistent al preocupărilor dumneavoastră îl constituie relația dintre arhitect și comanditar, dar e surprinsă cu mult umor în carte. Vreau să știu dacă e un zâmbet oarecum amar și dacă vă confruntați des cu opinii diferite. Da, zâmbetul e amar, dar cum spuneți? Dar există. Există, e cu și un zâmbet. Inevitabil este o meserie complicată, relațiile sunt complicate începând cu, cum să spun, banii, forța economică, forța politică și așa mai departe, până la materiale, constructor, primărie, vize și așa mai departe. Și îți dai seama că ești și proiectant, ești și un fel de psiholog în relația cu clientul, trebuie să fii diplomat în relația cu administrația și trebuie să fii un bun tehnician în relația cu materialele și oamenii care le pun în opere. Da, vi s-a întâmplat vreodată să, nu știu, să primiți o comandă sau cum se numește în arhitectură și să spuneți, nu-mi place? Da. Nu da. accept acest proiect? Nu. Sincer să fiu, cu toate că ce-ți povestesc eu ar lăsa să se înțeleagă pentru cei care vor citi eventual că trebuie să refuzi, în realitate nu refuzi pentru că jocul e un joc simplu, economic, să spunem, dacă n-ai de lucru, n-ai de lucru. Absolut. Și pe urmă te gândești, domnule dacă nu o fac eu. O face fac altul. altul și până la urmă și din orgoliu și din experiență totuși profesională, spune mai bine o fac eu că poate o fac mai bine și poate îl convinc pe comanditar chiar dacă el vrea, simplificând o prostie, poate-l convinc să o facem să ameliorăm lucrul ăsta. Adică încercați să negociați Negociam. un pic lucrurile e o negociere păstrând continuă. proiectul pentru că așa e mai bine pentru toată, pentru lumea. toată lumea. E o negociere continuă. Bra, probabil că e limită. N-am avut de a face, cum să spun, cu mafioți Așa. sau poate nu mi-am dat seama okay. dar... Bun, care este relația arhitecturii cu puterea? Dacă ai mai multă putere ai o ca automat o casă mai mare sau trebuie să se vadă asta sau cum e? Nu, cred că nu e automat, ține de structura umană a celui care deține puterea adică avem exemple și în istorie și în viața de zi cu zi, poate mai puțin dar sunt oameni puternici care știu să-și cum să spun, nu încorseteze, dar controleze puterea și chiar să-i dea o formă, să spunem așa, poate ipocrit, dar uh, blândă. Și asta se reflectă și în clădirile sau felul de a se comporta în spațiul construit. Și sunt alții, adevărat, cum am spus dumneavoastră, în care trebuie să spun eu undeva, să-și facă o casă care din, de pe terasă să vezi și plas de voj, să vezi și ceahlău și să ai și un debarcader alături cu, și un garaj cu 15 merge de sus. Nu-i departe de mentalitatea unor puternici lucrul ăsta. Locuiți în Franța. De când locuiți în Franța? Ei, cam de 30 de ani. Cum vi se pare Bucureștiul în momentul ăsta? În momentul ăsta, la un moment dat, Așa. cu nostalgia intrinsecă, îmi place. Și nu e chiar atât de rău pe cum se spune. Adică au apărut clădiri moderne, actuale, foarte bine puse, foarte bine se așezate. Se bine cu... Da, cum sunt și clădiri care sunt ca oiștea în gard, ca nu ca în perete. Sunt apoi clădiri vechi care au fost bine și foarte bine restaurate, extinse, cum sunt clădiri vechi sau valoroase care sunt fie lăsate în paragină, fie distruse prin intervenții nepricepute, ca să spunem așa. Dar pentru mine, în ansamblu, arată bine. Arată bine și un oraș care are un farmec, farmecul lui, începând, cum se spun, tot am vorbit despre, a fost vorba de romanele. Doamnei Ruștii da. și merge mai departe spre Caragiale și uh, Mateiu Caragiale, uh, e un oraș fermecător, uh, pitoresc, dar în sens pozitiv, în care stilurile, epocile se amestecă într-un mod uh, empatic, aș spune. Bineînțeles că unii poate să strâmbe din nas, dar uh, cred că nu. Deci nu îl deranjează pe arhitectul venit din străinătate? Nu. Nu. Ceea ce mare lucru. Eu zic că pentru un arhitect onest care nu se crede cel mai tare, așa, așa pe românește din parcare, dacă ai modestia și înțelegerea lucrurilor, nu poți să nu apreciezi. Mulți colegi sau prieteni, fiind arhitecți, chiar arhitecți francezi sau și din Germania, care au fost în România și în București, în principal, au apreciat. Adică, simt varietatea, dinamica, bineînțeles, văd și simt și lucrurile neplăcute, să Mai spunem puțin așa, plăcute, Mai da, puțin plăcute, da, da, dar da. în final apreciază. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar aș vrea să vă întreb cam cât timp ați adunat materialele pentru această carte? Păi, cam 30-25 de ani, adică sunt reflexii, de fapt sunt o culegere, să zicem, o antologie revizuită al editorialelor, tabletelor, cronicilor din revista Arhitect și din alte reviste, adăugite sau ușor modificate. Deci e o experiență paralel cu experiența profesională, adică în multe texte poate este și cum să spun expresia nemulțumirilor sau îndoielilor sau căutărilor profesionale raportate la contextul politic economic social și așa mai departe. Cartea se, fea, se cheamă de fapt De jur în prejurul arhitecturii în engleză Roundabout about architecture și Texto tour de, de la arhitecturi. Se ocupă mult și de ce se întâmplă în jurul arhitecturii. Urmează Altă carte, mai aveți material adunat în acești 20-30 de ani pentru un nou volum? Material ar fi, dar eu sunt de felul meu destul de, cum să spun, nu încet, dar așa, reflexiv. Așa că poate o să-mi ia cam mult timp să mă hotărăsc. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Jurnalul Cultural și vă mai așteptăm. Dacă totuși vă hotărâți, noi suntem aici. și Vă, vă mulțumesc carte. și consider un demn serios. Așa să fie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Clubul Interact Transilvania cluj a lansat proiectul TetaTet -tet", destinat promovării creației artistice și artei în spațiul public, respectiv a unor tineri artiști. Expoziția TetaTet, -tet", organizată 100% doar de tinerii din Clubul Interact, a prezentat de la picturi și grafică până la poezii. Dacă arta este o expresie a spațiului nostru înconjurător, atunci acesta trebuie integrat în peisajul social și cultural. Și astfel de acțiuni permit acest lucru pe lângă acesta, tinerii care organizează proiectul au făcut o treabă minunată. Să nu uităm, nu e ușor să organizezi o expoziție, să discuți cu artiștii sau pur și simplu să faci rezervări de sală sau orice alte activitate. Deci meritul este al lor în mare parte. Proiectul reprezintă și un pas spre implicarea tinerilor artiști în activitățile de sprijinire a unor proiecte cu caracter social. Activitatea artistică a fost dublată și de o componentă caritabilă tot ceea ce facem noi, toate evenimentele pe care le avem și noi, avem în special evenimente culturale, au și o cauză nobilă. De data aceasta la galeria Teta Tet, cauza noastră este asociația Little People care se ocupă cu evenimente, tabere și uh, programe pentru copii cu boli oncologice, uh, copii care au suferit de cancer și adolescenți. Uh, și sperăm că cel puțin uh, o sumă generoasă să strângem prin această galerie. De multe ori oamenii nu-și exteriorizează emoțiile, așa că expoziția de anul acesta a încurajat autenticitatea față de sine. O mână de ajutor în acest sens a fost dată și de o tânără care și-a implementat ideea într-un mod creativ. Pur și simplu să lucrez cu niște tineri de vârsta ta care au aceleași valori ca și tine și care vor să ajute oamenii și care vor să aducă arta în viața fiecăruia. E un lucru extrem de important pentru mine pe care nu l-am mai găsit niciunde altundeva și sunt incredibil de recunoscătoare că fac parte din locul ăsta. Clubul Interact Transilvania este constituit din elevi cu vârste între 12 și 18 ani și face parte din familia Rotarii Transilvania Cluj-Napoca. Este actor, regizor, profesor, director și fondator de teatru, dar este și scriitor, cu 10 volume publicate între anii 1998 și 2021. L-am invitat astă seară în studioul jurnalului, chiar în această calitate de scriitor, pentru a ne vorbi despre cea mai recentă carte a sa. Teatrul Național Așa Cum L-am Iubit. Lansarea a avut loc duminică la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Printre cei care au luat parte, Olga Delia Mateescu, Tamara Crețulescu, Eugen Cristea sau Alexandru Georgescu. Stăm de vorbă la o cafea. Așa ca în carte, cu domnul Mihai Mălai Mare. Bună seara! Mulțumesc foarte seara, mult pentru bună prezență! Seara, cu drag! O să începem prin Bun. a arăta, uite, punem aici cartea despre care tocmai am vorbit și vreau să vă întreb așa, sunt 50 de ani, anul acesta, de când ați pășit pe scena teatrului ca profesionist. Cum priviți înapoi? Și nu-mi răspundeți cum? Cred că o să-mi răspundeți. <laughs> Domnule, noi am fost o generație care am trăit teatrul frenetic. Uh, am fost o generație care am pătruns, în primul rând, în teatru, având în spate patru ani de proiecte de a renova teatrul românesc, dacă poți să te gândești. Adică, sigur, teatru, teatrul la vremea noastră, în 73, avea niște nume că te îngrozești. Iar noi vroiam să renovăm. Îți dai seama, eram, eram un tăvălug care, care își propunea să facă din teatrul românesc ceva văzut. Brusc ne-am dat seama că uh, acest uh, drum trece prin uh, potecuța Îngustă și plină de spini a, a rolurilor de figurație. Și le-am făcut, am tras ani, ani an și pe le-am le le făcut, dar ele, ele au consumat din, din energiile noastre. Ne-am întâlnit și cu gloria, mulți dintre noi, și cu aplauzele, și cu bucuria, și cu victoriile. Între timp, din 41, am rămas 15. Uh, asta e. Asta e viața, sigur. Asta e viața, categoric. Și uh, ne-am dat seama brusc că ne-am uh, ne autopăcălit, că suntem o, o generație care am, am pierdut busola într-un fel. Uh, am fost cumva, după 89, am, am devenit uh, oamenii vremurilor. În loc să fim uh, cei care se împotrivesc vremurilor și încearcă să le, să le diriguiască. Și am, am constatat că acum, când vorbesc cu tine, uh, suntem, de fapt, o generație perdantă. Suntem o generație care avem, avem în tablouri frumoase, cu premii și cu amintiri duioase, dar, dar n-am uh, dar, dar putut să facem nimic pentru a salva, în sensul în care doream noi românesc. Pe de altă parte, dacă stau bine să mă gândesc și dacă am citit bine în cartea asta, atunci când erați în primul an de facultate, nu doar că voiați să modificați lucrurile, chiar ați construit la propriu un pic din Teatrul Național un metru sau cât de acolo? E un metru pătrat, un de, pătrat. De, de zid construit de mine. Uh, S-a întâmplat. Moni Ghelertor ne-a dus la, pe șantier un muncitor, un zidar Fumau o țigară și l am rugat să mă lase, nu știu de ce, să, să pun eu cărămizele. Am, am construit un, un metru pătrat din zidul Teatrului Național, fără să știu că voi fi actor acolo 26 de ani. Și cum ați construit metrul ăsta pătrat? A, extrem de temeinic, pentru că eu sunt moldovean, sunt, sunt un om care, care nu poate să lasă pe o goro pe care are fir de buruian. Așa încât zidul acela, spun și în carte de alminteri o bombă atomică, dacă ar cădea pe teatrul, pe teatrul Național, acel metru pătrat rămâne în picioare. Hai să vorbim puțin despre lansarea de duminică. Da, a fost, a fost, una, a fost un eveniment extraordinar, pentru că, în general, evenimentele astea au, au un, format, un format al lor nu, nu tocmai interesant. Dar aici au venit, cum spuneai, colegii mei de la, de la Național, dar au venit și o parte din colegii mei de la Masca. Uh, și vreau să spun că bucuria cu care s-au întâlnit, știu eu, uh, Olga cu Johnny Georgescu, cu Eugen Cristia, cu Tamara Crețulescu, e, e absolut incredibilă. Mi-a mi făcut o, o, o plăcere imensă și uh, cred că, până la urmă, uh, cartea deși cu o anume, o anume tristețe și cu o anume, cum să spun eu, tentative de, 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 revoltă, e, o carte duioasă, o carte despre, despre vremuri extraordinar de frumoase, pentru că atât din punct de vedere artistic cât și social, trebuie să recunosc am fost generația care am avut noroc. De ce vorbiți doar despre patru stagiuni și de ce doar 73-76? Câte interviuri sunt în carte? Sunt 17, 17, 17 interviuri. interviuri. Aceea a fost perioada perioada stagiaturii mele și numai despre ea am dorit să vorbesc. Pe, pe de altă parte, mi-am dat seama că eu, eu n-aș putea vorbi decât despre spectacolele în care am jucat, eventual despre o parte din spectacolele pe care le-am văzut și le vedeam de zeci de ori, dar uh, cei care au vorbit despre spectacolele în care au jucat ei și în care n-am jucat eu, sunt cei colegii mei pe care i-am intervievat și care au, au realizat niște interviuri absolut fabuloase, pentru că nu, nu e vorba doar de uh, colegi actori, ci și uh, uh, funcționari, uh, tehnicieni, uh, sa uh, teatrului. Iar unul dintre, dintre interviurile cele mai tulburătoare este cel cu uh, Romeo Bele, arhitectul uh, Teatrului Național. Cel care a, a pus prima cărămidă, uh, adică a trasat primul, primul, uh, prima tușă de creion pe, pe planșa uh, viitorului Teatrul Național cel care a fost alungat de Ceaușescu după, după incendiu uh, și n-a mai călcat vreme de vreo 20 de ani prin, uh, prin teatru și cel pe care Pino Caramitru l-a chemat și uh, i-a propus să readucă forma teatrului la aceea care era pe prima planșă. E un, uh, e un uh, interviu tulburător, așa cum tulburător este și Romeo Bela. Mai avem două minute, și vreau să vă întreb așa. Ați lucrat foarte mult cu amintirea în această carte, dar ați intrat și în arhivele Teatrului Național. Da, mai cu seamă în registrul de spectacole, pentru că Teatrul, Teatrul Național, pe vremea lui Radu Berigan, avea la, la, capitol, în slujba, știu, în serviciul regizorat tehnic, era obligativitatea de a, de a se ține un, un, registru al spectacolelor. Și se făcea cu foarte mare temeinicie. Se, se nota absolut distribuțiile, se notau, se notau intrările peste noapte, ziua, ora când se, când se juca. Adică, e, un, e un document absolut colosal, și care ar trebui să stea în, în Muzeul Teatrului, nu pe un uh, dulap din Regizorat, dar asta este. M-am uh, uh, uitat și pe grila de, de salarii a perioadei respective, pentru că e interesant de văzut cam cum evoluau oamenii din punct de vedere salarial, cam cum evoluau din punct de vedere al, al prezenței pe, pe uh, grila importanței în, uh, în teatru. Și uh, trebuie să recunosc că uh, mai cu seamă noi, aia care eram absolut novici, uh, ni s-au respectat uh, drepturile uh, la centimă. A fost un, e, e o constatare extrem de plăcută, trebuie să recunosc. Uh, vreau să vorbim puțin despre Teatrul Masca și uh, despre Teatrul Masca prin prisma unui moment care urmează și anume 1 septembrie. Anul acesta. Da, eu și. Teatrul Masca a fost înființat de Anca Florea și de mine. Acum, uh, 30 noi doi, și acum 33 de, de, ani. de ani. Eu am condus teatrul din 90-26 de ani, după care l-a preluat, firesc Anca, și am decis împreună că ne retragem. Ne oprim aici. Uh, e firesc 33 de ani este și o sumă absolut uh, colosală. Pe, pe mine, care, care sunt un, un, uh, un uh, a plecat așa către, către credință și către uh, uh, filozofia ezoterică, uh, uh, mi se pare că e o, e o cifră interesantă. Pe de altă parte, uh, am înființat teatrul Masca pentru că noi am vrut și ne retragem pentru că noi vrem. Uh, au fost ultimii ani ai, ai Teatrului Masca, au fost extrem de triști. Uh, ni s-au tăiat bugetele într-un hal, fără de hal, și noi am, am înghițit, n-am spus nimic, am, am mers mai departe, am făcut decoruri din, din decoruri vechi, am făcut costume din costume vechi. A venit un nou primar, s-a păstrat același tipic. Nu, 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 cum să spun? Nu, nu vreau să supăr pe nimeni, sau dacă supăr, asta e. Ne retragem pentru că dorim noi și pentru că credem că ne-am făcut datoria din plin, cred că teatrul și-a atins menirea. E vremea să vină un, un om tânăr și să și teatrul probabil că o va lua într-o altă direcție. Sper însă că va, va păstra ceea ce noi am, am inițiat încă de la început, relația cu un public care are nevoie de teatru. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați adus, ne adus această carte. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut, pentru lansarea de, de duminică, și vă mai așteptăm în Jurnalul Cultural să ne spuneți ce veți face după 1 septembrie. Cu drag! Mulțumesc! O expoziție de succes și un catalog pe măsură sunt produsele culturale parțiale ale unui proiect itinerant, care are în centru ultimele creații ale artistei Florica Prevanda. Catalogul a fost lansat de curând la Muzeul de Artă Constanța. Expoziția artistei Florica Prevenda, intitulată Undeva în timp ce a avut loc la Muzeul de Artă Constanța, s-a bucurat de un real succes. Numai puțin de 2200 de vizitatori au trecut pragul cu prilejul Nopții Europene a Muzeelor. Publicul tânăr a avut ocazia să capteze cu mijloace moderne nostalgia din Câmpia Bărăganului propusă de artistă în acest nou ciclu de lucrări. Catalogul expoziției, apărut în condiții grafice de excepție, reproduce o mare parte a lucrărilor prezente pe simezele Constanțene, dar și multe dintre cele care vor fi expuse în următoarele etape ale acestui proiect itinerant. este o lucrare ce sintetizează întreaga emoție a creației artistei, dar și truda graficienei Carla Dușca, cea care a conceput designul catalogului. Publicarea acestuia a fost posibilă cu sprijinul comunității a românilor. Iată de ce, prefațând ziua pe care a românii o sărbătoresc pe 23 mai, lansarea catalogului a avut loc în mijlocul comunității la Muzeul de Artă din Constanța. Tineri a români, în costume populare, au animat atmosfera încărcată deja de multă emoție. Poziția va fi tinerată la Reșița, la Muzeul Banatului Montan și va avea vernisajul în data de 5 iulie. Emoție, surpriză și muzică. Peste 3.000 de copii și tineri din corurile <coughs> și ansamblurile deja cunoscutului program național Cantus Mundi se adună pentru a cânta în spațiul public pe 1 iunie în mai multe orașe din țară. Cantus Mundi a ajuns la a doua ediție a evenimentului național Ora Copiilor Cantus Mundi de Ziua Copilului. Copiii, alături de părinții și de prietenii lor, vor cânta o oră în spații publice, în centre comerciale, în parcuri, piețe sau școli. Schimbăm România prin muzică. Aceasta e deviza evenimentului care se va desfășura simultan în București și în 24 de județe, Alba, Arad, Bacău, Prahova sau Sibiu. Totul începe simultan în orașele și în satele României pe 1 iunie de la ora 16. Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică din țară. A fost inițiat de reputatul dirijor Ion Marin și derulat de Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Între 1 și 3 iunie, Plaja Corbu va găzdui cea de-a patra ediție a festivalului Poezie la Nisip. Pornit de la o lectură poetică menită să contribuie la cultivarea voluntariatului în rândul tinerilor din comună în vara de după pandemie, festivalul organizat de Asociația Culturală invită autori din întreaga țară să-și împletească versurile cu poezia mării, dar și elevi din cercurile locale de scriere creativă. Nu vor lipsi expozițiile de arte plastice, de fotografii într-o livadă și nici concertele de muzică live, iar cu ocazia evenimentelor programate, participanții vor vizita Centrul Muzeal Capidava și Muzeul de Artă Dinu și Sevasta Vintilă, o comoară ascunsă a comunei Topalu, care adăpostește peste 200 de lucrări de artă ale marilor maestri români. Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă invităm să urmăriți în continuare programele TVR Cultural și vă dăm întâlnire mâine, tot de la ora 21. La revedere!